Sancțiunile aplicate Rusiei se țin în lanț. Joe Biden a anunțat ieri că Statele Unite vor opri toate importurile de petrol rusesc, însă Dumitru Chiseliță, expert în energie, îți explică cum Rusia livra 1%, iar SUA importa doar 8% din petrol de la ruși. Din punct de vedere cantitativ, această restricție, să spunem, nu este una care să creeze panică nici din partea cumpărătorului, nici din partea furnizorului, pentru că vă dați seama că 1% practic reprezintă puțin în ceea ce înseamnă portofoliul de vânzare al Federației Ruse. Iar dacă Statele Unite nu vor mai importa petrol rusesc, acesta se va duce către alte țări care nu se ghidează după războiul din prezent, spune Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei. În aceste condiții, petrolul rusesc se va tranzacționa către țările care nu vor ține cont de acest embargo cu discounturi foarte mari. Deci rușii vor pierde la veniturile pe care le înregistrează. Pentru că pe partea de gaz natural, Statele Unite nu consumă gaz natural rusesc, iar pe partea de petrol, cantitățile contractate din Rusia sunt foarte mici, nesemnificative.